Pe scenă timid, iar zâmbetul său și sunetul viorii au cucerit iremediabil inimile tuturor. Eurovisionul l-a făcut celebru în întreaga lume în doar câteva minute. De când a câștigat concursul acum 3 ani, viața artistului norvegian Alexander Rybak s-a schimbat complet. Colindă lumea în concerte, scrie piese continuu și colaborează cu artiștii pe care îi simte aproape de sufletul lui. Unul dintre ei este românca noastră Paula Selling. Despre colaborarea dintre cei doi vorbim chiar acum cu Alexander, pentru că este invitatul meu azi la Observator. Hello, Alexander. Bună, Alexander. Welcome to our show. Și bine ai venit la noi. I was trying to understand what you were saying. Încercam să înțeleg ceea ce spuneai tu în română, dar ai priceput? Nu. Eurovision. Am înțeles doar Eurovision. Yes. How do you say that in Romanian? Cum spui asta în română? Okay. Yes, very nice. Este foarte frumos. You know some other words in Romania. Știi și alte cuvinte în limba română. Bine, mulțumesc. Ce faci tu? No, but I don't know the answer to that. Nu știu răspunsul la asta. Bine, bine. Okay. Yeah. I'm fine. Okay, really, I should have prepared myself more. Cred că trebuia să mă pregătesc mai mult la limba română. Your third time here in Romania. Este a treia oară când vii aici în România. Da. În această țară. What do you like most? Sunt oameni care zâmbesc foarte mult. Mă face să mă simt foarte bine. Când am aterizat ieri, erau foarte mulți oameni care mă așteptau cu cadouri. Era atât de frumos. Și când am condus către universitate, când am văzut și mai mulți oameni care mă așteptau, erau mult mai multe postere, dar probabil nu erau pentru mine. Nu erau. Aveți aici o situație ciudată. Da, știu, dar aș vrea să vorbesc mai mult cu tine despre muzica ta și despre planurile tale cu Paula aici în România. Știu că aseară ai fost în studio cu ea. Ce ai înregistrat? Și astăzi, de fapt, de data asta sunt aici doar pentru a intra în studio. Compun un cântec pentru mine și pentru Paula, care sper să fie foarte potrivit pentru ambele voci, atât pentru vocea mea și pentru personalitățile noastre. Pentru că m-am gândit la asta de foarte mult timp, de când cânta ea cu Uwe Martin din Norvegia. Când v-ați cunoscut prima oară? Când ai întâlnit-o prima oară? Am întâlnit-o la Oslo, la Eurovision, în 2010, dar nu am avut prea mult timp să stau de vorbă cu ea și mi-am amintit că a fost acolo și că era foarte caldă și zâmbitoare. Și mi-am dat seama că ar fi un lucru bun să lucrez cu vocea ei, să fac un duet cu ea. Când ai decis acest lucru? Să lucrați împreună, să colaborați. Am decis acest lucru cu mult timp în urmă, dar a trebuit să o invit și pe în această echipă și acest lucru s-a întâmplat acum o jumătate de ani. Când ai fost prima oară în România, am dreptate, când ai fost la show-ul nostru X Factor. Da. Și am fost invitat din nou de Paula și m-am gândit, da, de ce nu? Ăsta este exact modul în care vreau să încep. Te-ai distrat? Ți-a plăcut experiența de la X Factor? Da. Dar nu iei show business-ul ca fiind foarte strict. Voi vă distrați. Și lucrul acesta mi-a plăcut. Faptul că muzica este o modalitate de a-ți face prieteni aici în România. Pentru că nu este la fel peste tot. Și ceea ce faci tu cu Paula de asemenea, da, și cu echipa ei, este o echipă minunată. Este un grup minunat de oameni. Dar despre cântec, cum este? Spune-ne mai mult. Este un cântec vesel? Nu l-aș numi fericit, dar nu este nici trist. Este vorba de o situație când doi oameni, când te desparți de o persoană și știi că totul se va desfrăma, dar totuși te ții de această, de dragostea pe care încă o ai pentru partener. N-are nicio legătură cu viața mea personală, promit. If you mention it, I can't help asking. Dacă tot ai menționat-o, nu mă tot abține dacă ai o prietenă.
pot să mă abțin și să nu răspund. Two people must answer, not one, right? Este o întrebare la care răspund doi oameni, nu unul singur. Then let's talk about the video. Avem situații diferite. Ai vorbit cu Paula despre videoclipul pentru acest cântec? Nu, dar sper să discutăm, pentru că mie îmi plac videoclipurile și pentru că îmi plac foarte mult videoclipurile și am făcut mai multe videoclipuri decât cântece și soțul ei este cel mai bun dintre toți pe care i-am văzut. Și a făcut niște videoclipuri foarte bune pentru ea și sper să facă din nou și pentru acest cântec. Poți să ne spui numele cântecului? Se numește I Will Show You. Care deocamdată nu spune nimic, este vorba despre faptul că îți voi arăta cât de mult încă te iubesc. O să-ți demonstrez acest lucru în seara asta. We are all dying to see you in concert. Toți murim de nerăbdare să te vedem în concert. Nu, să nu muriți. O să ne cânți? Maybe right here in Bucharest. Poate chiar aici în București. Am făcut niște show-uri de televiziune și ar fi frumos să am și o apariție în concert, dar din nou sunt foarte fericit să lucrez cu Paula pentru că noi am putea să facem un astfel de lucru împreună. Poate ea să cânte niște cântece, eu să cânt unele de ale mele și împreună. Oamenii ar fi foarte fericiți și noi am... Ar fi o seară minunată. Mulțumesc foarte mult, a fost frumos să te cunosc. Mi-a plăcut și mie să stau de vorbă cu tine. Intact Media Academy se pregătește.